Bună seara, bine ați revenit la Câștigă România. Ce ediție am avut data trecută? O ediție foarte complicată, în special la început. Nu știu cum de am ajuns să-l avem alături de noi pe Marius Ipate. O să vă povestească el despre ce este vorba. Totuși, cu toții suntem... Tu ești la un început de drum deja, cumva ai călcat în al doilea pas, spre marele premiu de 50.000 de lei. Să-i cunoaștem și pe ceilalți concurenți, în afară de Gabriel Sirean. Salut! Tot alături de noi, Ionuț Sorin Cotorcean. Și, bineînțeles, câștigătorul. Bună seara tuturor! Succes și drum bun în prima călătorie prin România, la noi, aici, la Câștigă România. Runda noastră începe din județul Olt și se va încheia în Caraș-Severin. Sperăm că pentru toată lumea. Să vedem cum începem. Decapitat la Constantinopol, Constantin Brâncoveanu a fost domn al țării românești timp de 40 de ani, 12 ani, 5 ani sau 26 de ani. 26 de ani. Este răspunsul corect, într-adevăr. 1688-1714. Gabriel, e rândul tău. În 1951, acest fizician a înființat un institut de cercetări nucleare în Argentina. Nicola Tesla, Neda Marinescu, Gheorghe Marinescu sau Hermann Oberth? Da. Folosim varianta ajutătoare, întreabă un prieten ca să ne... Da, folosim varianta. Așezăm la drum, da. Cum trebuie, da. Bine. Da. Pe cine vrei să sunăm? Sau sunăm după ureche? Sora mea, Eleonora. Eleonora ne ajută, sperăm, la această întrebare din județul Olt. Alo. Sărut mâna, bună seara, Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Bună seara. Sărut mâna, aoleu, ce încântată sunteți. Nu Aia. Sunteți, nu? Da, eu vă aud. Da, bun. Bine, iertați-ne că v-am deranjat. Voiam doar să vă rog să-l ajutați pe Gabriel, dacă se poate. E aici la concurs, da? A venit până la urmă, s-a hotărât și e pus pe treabă, doar că are nevoie de suport. Eu o să citesc o întrebare cu variante de răspuns și avem nevoie în 10 secunde, după ce termin de citit întrebarea, de un răspuns de la dumneavoastră. Suntem în județul Olt. Sunteți de acord? Da. Suntem de acord. Sunteți cu toți. Atenție la întrebare. În 1951, acest fizician a înființat un institut de cercetări nucleare în Argentina. Nicola Tesla, Neda Marinescu, Gheorghe Marinescu sau Hermann Oberth? Neda Marinescu. Mulțumim pentru răspuns. O seară frumoasă în continuare. Mulțumesc. E varianta la care m-am gândit și eu. Este răspunsul corect, Neda Marinescu și prietena ta. A câștigat 200 de lei cu ocazia asta. Felicitări. No, Sorin, e și rândul tău. Continuați versurile lui Barbu Paris Mumuleanu. Vremea schimbă și preface și durerea nu mai tace. Și clădirile opace, și destinele sărace, și războaiele, și pace. Răspunsul meu este, vremea schimbă și preface, și destinele sărace. Este răspunsul final? Răspuns final. Bine. Este vorba despre poezia Alt chip. Și varianta corectă, și războaiele și pacea, dar pentru a rezolva rima în mod corect, se mai folosesc cuvinte, poate, în limbajul uzual, într-o altă formă. Județul următor, domnule.
Dolj. Județul Dolj. Marcel Iureș este unul din fondatorii primului teatru independent cu sală proprie. 1995 a fost înființat. Teatrul Act, Grivița 53, Indart sau Un Teatru? Indart. Indart? Da. Răspuns final? Da. Bine. De unde ești tu? Brașov. Din Brașov. Prin București nu prea vii, nu? Nu. Rar. Foarte rar. Teatrul este pe Calea Victoriei și se numește Teatrul Act. Gabriel, hai povestește-ne puțin, că cu sora ta am vorbit, vrem să știm mai multe despre tine. Da, locuiesc în comuna Feldioara, județul Brașov. Da? O comună măricică, cu ceva istorie. Urmărind emisiunea, soția, da, jucându-ne cu... Ce ai urmărit și pe soția, a? Nu. A. Ea m-a neurmărit. M-a... Din aproape? De când ne știm? Nu, ea m-a îmboldit. Îndemnat să vin aici. Da. Bine ai venit. Dă-ne un județ să mergem mai departe spre... Dolj. Dolj. Caraș-Severin. Dolj. Județul Dolj să fie. Amza Pelea a debutat la teatrul la care a fost director din martie 73 până în 74 septembrie. De comedie, Notara, Național Craiova sau Național București? Național Craiova. Național Craiova, răspuns corect. A debutat în 57 cu Ce înseamnă să fii onest de Oscar Wilde. Dorin, zi-mi un județ. Tu ești în Olt, stai, tu vrei să folosești varianta ajutătoare sau? Da, te rog, scoate-mă din județ. Bine, hai să te scot din județ, că ai stat suficient în Olt. Se spune când o face plopul pere și răchita papardele, merdenele, micșunele, viorele. Micșunele. Micșunele, răspuns corect, a ieșit din județ. Și... ne ducem din nou la problemele lui Marius. Că sunt ceva, hă? Sunt, sunt. Dă-mi un județ. Vâlcea. Hai că nu e nimic grav deocamdată. Atenție, acum chiar atenție. În luna iulie a avut loc la Brezoia patra ediție a unui festival internațional de muzică clasică, blues și jazz, rock alternativ sau folclor. N-am fost acolo, deci o să spun blues și jazz. Răspuns final? Final. Bine. Dar auziți cum se numește? Open air blues. Brezoi. Răspuns corect. Și ne întoarcem la Gabriel. Gabriel, tu mergi ușurel, dar sigur. Prin ce județ? Prin Gorj. Între Gorj, Mehedinți și Vâlcea, tu alegi Gorjul, care ne oferă această întrebare frumoasă. Horaciu Mălăele își avertizează publicul că e în pericol de râs în hohote, în show-ul Sunt un orb, sunt doar un om, sunt doar un fraier sau sunt un șmecher. Facem o scurtă pauză și revenim imediat la Câștigă România. Sunt doar un om. Sunt doar un om, este răspunsul final. Da. Bine. Sunt un orb, este răspunsul corect. One man show al lui Horațiu Mălăele. Bun, hai să mergem puțin la Sorin să ne povestească despre el mai multe lucruri. După aproape 35 de ani de serviciu sub drapel, am pus uniforma în cui. Ce uniformă? Uniforma militară, uniforma armatei române. Da.
iar în ultimii 15 ani și ceva, mi-am desfășurat activitatea într-un domeniu în care România este gazda Centrului de Excelență NATO, domeniu care, în mod evident, m-a purtat și departe de țară. Sunt veteran al teatrelor de operații militare. Unde ai fost? Cronologic, Irak, Afganistan, Kosovo și Bosnia-Herțegovina. Am avut mai multe, dar se detașează net acopacizarea, adică asta e un termen inventat, desigur. Nu există în dicționar așa ceva. E aterizarea în copac. Da, așa. La aproximativ 15 metri altitudine, ea s-a așternut practic aproape orizontal pe coronamentul unor plopi care sunt foarte înalți. Unde asta? La Ianca. Și practic după ce m-am stabilizat, am realizat că sunt la o înălțime considerabilă față de sol, departe de trunchiurile copacilor. Da. În fine, a fost o peripeție, a durat mult operațiunea de salvare a căpitanului din copaci. Da. Dar am coborât fără nicio zgârietură, pot spune, fiindcă eram și echipat corespunzător de la mănuși și tot ce trebuie. Da, oh, în fine. Da, grea meserie și o experiență într-adevăr impresionantă. Da. Hai să vedem cum o să fie la noi. Cred că o să-ți fie ușor după ce ai trecut prin atâtea. Dăm în județ. Dolj. Județul Dolj. La curțile boierești din Coțofeni a fost realizat filmul Tănase Scatiu, după romanul lui Duiliu Zamfirescu, cu Marin Sorescu, Dan Pița sau Nicolae Filimon. Duiliu Zamfirescu. Răspuns corect, așa este. Domnule? Gorj. Domnule câștigător, județul Gorj. Pictura pridvorului Bisericii Mănăstirii Polovragi reprezintă imagini cu mănăstiri din Sfântul Munte Athos, Muntele Sinai, Vatican sau Munții Himalaya? Sfântul Munte Athos. Răspuns corect, Sfântul Munte Athos. Județul tău, Gabriel, care este? Mehedinți. Mehedinți. Da, e o doză de risc, da. A fost vătav de plaie al Ținutului Cloșanilor și conducătorul Revoluției de la 1821. Vorbim despre Nicolae Bălcescu, Mihai Viteazu, Tudor Vladimirescu sau Alexandru Ipsilanti. Tudor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu, răspuns corect. Și mergem din nou la Sorin. Sorin, județ? Mehedinți. Mergem în Mehedinți. Vedem imediat cum se clarifică această rundă. La Drobeta, turnul Severin, vechiul turn de apă al orașului, a devenit castelul artelor, fermecat, blestemat sau de vânătoare? Răspuns final, castelul artelor. Se desfășoară expoziții, proiecte artistice. Răspuns corect, artelor. Următoarea întrebare vine din Caraș, Severin, destinația noastră. Acum mergem la băieții ăștia care cred că... Ia să vedem. Caraș, Severin. Cel mai important râu din județul Caraș, Severin este Prut, Caraș, Iza sau Timiș? Hai că sunteți cu toții, s-ar putea să intrăm la baraj. Caraș. Caraș, răspuns final? Da. Greșit. Tot din Caraș, Gabriel. Da. Istoric și arheolog, a fost fondatorul Muzeului Arheologic de la Sarmizegetusa în 1924. Nicolae Bălcescu, Nicolae Iorga, Constantin
Daicoviciu sau Constantin Teașcă? Constantin Daicoviciu. Răspuns corect. Și este născut în comuna Căvăran. Și ai ajuns la destinație. Mergi în principiu în runda a doua. Să vedem ce face și Sorin. Sabin Păuța a fost numit maestru pentru profesia de compozitor, cântăreț, actor, cofetar. Răspuns final, compozitor. Este compozitor și unul mare. Răspuns corect. Te ajungi și tu la destinație. Și câștigătorul nostru de astăzi, Marius, nu va fi și cel de mâine. Ai câștigat 1400 într-o primă ediție, dar noi îți mai punem 200 dacă ne răspunzi corect la următoarea întrebare. Câștigă România. Hai să o vedem. Neamărin miliardar exclamă surprins: mă, fraților, bag seama că e scurtă la minte ca și la picior, mână, fustă, pantof. Fustă. Poftim? Fustă. Fustă. Răspuns corect. Vedem o secvență din Neamărin miliardar. Mă, fraților, bag seama, să-i scurte la minte ca și la fustă. Răspunsul tău este corect. Așadar, 1600 și cartea Istoria civilizațiilor în 1000 de obiecte. Succes și felicitări încă o dată pentru câștigarea ediției. Ciao. Făcută. Clar, e mai greu ca acasă, dar a fost o experiență frumoasă, interesantă, m-am simțit bine și recomand tuturor celor care doresc să încerce, poate să încerce. Îmi pare rău că au fost întrebări care puteam să le intuiești sau să răspund corect, dar un pic m-am grăbit și mi-asum. Gabriel, Sorin! Cum e treaba? Ia zi, Gabriel. E bine. E bine, da. Sorin, e rău? E foarte bine. Cu ce planuri ați venit? Adică v-ați gândit, băi, măcar să trec de o rundă, măcar să trec de o ediție sau 10 ediții, altfel nu plec de aici? Nimeni nu pleacă la război fără ideea de a câștiga. De a câștiga. Dar și plăcerea de a concura, de a fi aici, este... Este una de luat în seamă și exact. Chiar așa ar trebui să gândească fiecare concurent care vine aici. Să intrăm, dacă sunteți de acord, în runda a doua, la câștigă România! De unde vrei să începem această rundă, Sorin? Constanța. Bine, blocăm Constanța. Maramureș. Bun. Dă-i drumul cu Constanța. Imaginea statuetei gânditorul de la Hamangia se află pe reversul acestei bancnote de... No, de când cu cardurile... 50 de lei, 500 de lei, 200 de lei sau 1000 de lei. Evident că este însoțită, imaginea statuetei este însoțită de creatorul ei, de Brâncuș. Și deși recunosc că nu sunt 100% sigur, răspunsul meu final este 50 de lei. Final. Final. Bine. Gabriel, pe bancnota ta? Problema e că eu nu prea stau bine cu banii niciodată
Și atunci... Ai numai cu transfer bancar, numai cu carduri. De 500, parcă. Și tu ești bine? Da. Ce ai fi zis dacă nu 50? Este bancnota de 200 de lei. Da. Din ce știu eu, nu știu, avem bancnote de 1000? Nu cred că avem încă. Nu. Nu. Dar acum merg lucrurile, cred că să avem și de 10.000. Județul Maramureș. Fii atent că acum tu ai un avantaj pe care l-avea Sorin. Erou al snoavelor populare românești, ale cărui isprăve au fost scrise de Petre Dulfu. Dorel, Păcală, Ion Bulă. Păcală. Păcală, răspuns corect. Isprăvile lui Păcală. Județul următor. Cluj. Județul Cluj. Din Constanța încercăm să ajungem în Maramureș. Fost component al trupei Valahia, dar și absolvent al Academiei Navale din Constanța. Călin Giambașu, Mihai Trăistariu, Marius Moga sau Dorin Topală? Da, prin eliminare, răspuns Dorin Topală. Este răspunsul corect. Știu și pe cine și de ce a eliminat. Da. Apropo de... Îți trebuie o anumită constituție, așa, să faci academia asta. Județul următor. Brăila. Suntem în județul Cluj. Da. Cariera literară a lui Octavian Goga, înmormântat la Ciucea, a fost dublată de intensa activitate politică, medicală, didactică sau juridică? Politică. Politică, răspuns corect. Și mergi mai departe, prin ce județ? Prin Mureș. Județul Mureș. Tu ești în Brăila și din punct de vedere strategic ar fi bine să mergi mai departe. Cât mai rapid. La Teatrul Notara, Marieta Sadova, Diana Lupescu, Andreea Esca sau Catrinel Dumitrescu a jucat Vera în Doi pe bancă, Alexander Gelman, cu Emil Hosu. Dacă e cu Emil Hosu, voi răspunde Catrinel Dumitrescu, deși nu sunt 100% sigur, recunosc că n-am văzut această punere în scenă. Răspuns final, Catrinel Dumitrescu. Blocăm. Am văzut acest spectacol. Și o salutăm pe Catrinel. Salut, mâna. Răspunsul este corect, Catrinel Dumitrescu. Județul următor? Vrancea. Ok. Tu în Mureș ce faci? Ce să fac, zici tu? Uite, vorbeam despre jocul cu îmblăciul. Îmblăciul. Este un dans popular generat de o veche practică agrară. Aratul, plutăritul, secerișul sau oieritul? Secerișul. De ce spui asta? Pentru că știu ce este acel îmblăciu. Aha, bine, e logic. Răspuns corect, secerișul. El aveau și faraonii, ca... nu? Da, dar acum pe unde o luăm? Acum o luăm prin Brașov. Prin Brașov. Tu ești în Vrancea. Da. Și ai de urcat ceva. Boteitul oilor e un obicei străvechi ce marchează un moment al anului pastoral. Debutul, mijlocul verii, coborâtul oilor sau alungarea lupilor. Boteitul oilor e un obicei străvechi ce marchează un moment al anului pastoral. Răspund coborâtul oilor. Răspuns final? Final. Bine. Uh,
Este momentul în care se formează turma și se pleacă în transhumanță. Este vorba despre debut. Rămâi pe loc, ne ducem în Brașov pentru Gabriel. Chiar dacă nu se vede, încă n-am terminat. Cântă Alexandru Andrieș în această piesă recentă. Sunt emoționat, nu mă las vaccinat, mă duc și la senat, greu de pensionat. Greu de pensionat? Greu de pensionat. Final. Răspuns final? Da. Bine. O altă întrebare despre Alexandru Andrieș ar fi: care este numărul de albume lansate de Alexandru Andrieș? Pentru că el este greu de pensionat. Și mergem mai departe. În ce județ? În Prahova. În Prahova. Dar noi ce facem, domnule? Hai să plecăm de acolo, din Vrancea. O comună din județ poartă numele unui copac utilizat pentru realizarea viorilor. Trestia, Prunișor, Nuci, Paltin. Răspuns final, Paltin. Paltin, răspuns corect. Și ne ducem în ce județ? Bacău. În Bacău. Mergem în Prahova pentru Gabriel, care coboară sigur spre Constanța, județul destinație. În nordul județului Prahova, între masivele Bucești și Ciucaș, se află munții Baiului, Penteleu, Locvei sau Călimani. Munții Baiului. Baiului? Final? Da. Pe acolo mai e și Grohotișul, tot în Prahova. Răspuns corect! Foarte bun, concurenții. Sorin, după ce îmi spui tu, în ce județ vrei să mergi, Gabi? Ialomița. În Ialomița. Bine, suntem în Ialomița, județul Bacău. Poezia lui Bacovi a răspuns la chestionarul pentru reforma educației inițiată de Spiru Haret. Liceu, Nervi de Toamnă, Plumb, Cismigiu and Company. Răspuns la chestionarul pentru reforma educației inițiată de Spiru Haret. Răspuns final, liceu. Corect. Liceu, județ, te rog frumos. Neamț. Neamț. În ritmul ăsta, dacă se continuă așa, Gabriel câștigă, dar nu se știe niciodată. În anii 50, dr. Ionescu Călinești obține primele produse terapeutice din nămolul de la Slobozia, Țăndărei, Techirghiol, Amara. De la Amara. Răspuns corect, Amara. Ne ducem în Neamț. Ar fi nevoie de două răspunsuri greșite, pe care nu cred că le scot de la Gabriel. Cât aș vrea eu să-l încurc, Sorine, să știi. Încearcă. Născut la Roman, a fost profesor la medicină și primar al Bucureștilor în 1912, chimistul Constantin Istrati. Pache Protopopescu, Barbu Ștefănescu de la Vrancea sau Nicușor Dan? Constantin Istrati. Răspuns corect, Constantin Istrati. Județul? Suceava. Suceava. Și să vedem dacă ajungem în Maramureș. Pentru că suntem în fața întrebării pentru câștigarea ediției alături de Gabriel. O primă ediție câștigată, doar dacă îmi răspuns corect, la următoarea întrebare. Hai Dunărea mea, unul din cântecele acestei interprete a folclorului dobrogean. Ionela Prodan, Elena Roizen, Floarea Calotă sau Alexandra Stan? Bună întrebare. Bună, Gabriel. E bună. Alexandra Stan. Răspunsul tău este final? Da. Bine.
Mai nimerit o bași pe aia care nu cântă muzică populară. Ionela Prodan, da. Floarea Calotă, da. Elena Roizen, da. De altfel, este și răspunsul corect. Elena Roizen. Greșit, Alexandra Stan. N-am auzit de Elena Roizen. Răspunsul următor vine din județul Suceava pentru Sorin. Cu un răspuns corect, îți păstrezi șansa de a câștiga totuși ediția. Suntem la limită, suntem la final. Sabia sau spada? Exact despre asta e vorba. Lui Ștefan cel Mare se află în prezent la Putna, Cernăuți, Istanbul, Luvru. Istanbul, desigur. Răspuns corect, la Istanbul, la Palatul. Primul, top capă. Așa e. Acum, ambii sunteți în județul destinați. Doar că avantajul este de partea lui Gabriel, deși tu ai început runda noi, nu, Sorin? Da, dar am început-o... Cum nu trebuia. În plop. Hai să vedem întrebarea din Constanța. Mr. Saxobeat. Hitul acestei artiste a atins recorduri pe canalele de streaming. Iar te-a nimerit. Alina Eremia, Antonia, Alexandra Stan sau Corina Chiriac? Super întrebare. Deocamdată luăm o scurtă pauză și revenim cu răspunsul corect. Antonia. Răspunsul tău este final? Da. Bine. Această piesă cântată de această româncă am auzit-o la un moment dat în pauzele care se dau pentru discuțiile antrenorilor cu basketboliștii în NBA. Chiar am auzit-o la Madison Square Garden și m-am bucurat. O piesă de mare succes internațional, cântată de, spune tu că mie un pic îmi vine greu. Spune tu, Gabriel. De Alexandra Stan. Alexandra Stan. E, aceasta Alexandra Stan, cred că o ștergi de pe playlist dacă ai undeva, nu, dacă nu. Are cineva din cunoștințele tale, cred că dacă auzi de ea, fugi. Pentru că nu ți-a purtat noroc, ca să nu zic altfel. Nu mai credeai, nici acum 30 de secunde, că poți câștiga ediția. Au fost înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO un număr de biserici de lemn. 15, 2, 22 sau 8? S-o sunăm pe Florentina, verișoara mea. Hai să încercăm. Poate ne ajută. Alo! Salut, bună, Florentina! Bună seara! Virgil, da? Ianțu de la Câștigă România sunt. Da, bună seara! Mă bucur să te aud așa veselă, că îți văd deja dințișorii, că ești un om vesel tu de obicei, nu? Da. Dar nu trebuie să devii serioasă, stai că e bine asta. Să-ți spun în ce moment ne aflăm, să nu-ți spun... Este... În momentul în care câștigă el sau colegul lui de suferință. Îți citesc întrebarea, variantele de răspuns și te rog, dacă nu știi răspunsul, nu-l încurca. Am înțeles, da. Mă rog, e alegerea ta, tu poți să-l încurci dacă aveți de reglat ceva. Ia spuneți. Poate reușesc să-l ajut. Ai 10 secunde pentru ajutor. Atenție mare la întrebare. Suntem în județul Maramureș. Așa. Întrebarea. Au fost înscrise pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO un număr de biserici de lemn. Cele patru variante sunt 15,
2, 22 sau 8 biserici de lemn? Nu sunt sigură. Aș opta pentru 2. Ok, o să merg pe varianta asta. 2. E sigur că ăsta este răspunsul tău final? Sunt la fel de sigur ca și la început. 2. Bine. Florentina a optat pentru 2. Mai bine doia pentru 8. Pentru că 8 este răspunsul corect. Și ne întoarcem în Constanța la Gabriel. Ce faci, Gabriele, că nu ne-am văzut de mult? Mi-e dor de Alexandra Stan. O să-ți facem un stick cu videoclipurile ei, dacă vrei. A fost prima trupă... Nu cred că i-ar merita așa ceva. A fost prima trupă din România premiată la MTV Europe Music Awards. Animal X, Haiduci, 3 Sud-Est, Holograf. Incredibil. Asta două au legătură cu Constanța. Animal X. O, fii sigur, da? Da. Că mergi pe varianta asta. Da. Este răspunsul final. Da. Bine. În 2002 se întâmpla treaba asta, dar 3 Sud-Est, ce-i cu ei? E cum le spune, 3 Sud-Est. Cu... Da, și au o legătură cu Constanța. Păi și de ce ai zis Animal X? Pentru că cel puțin unul din membrii trupei e din Constanța. Cine? Cred că Hiena. Măi, oameni buni, eu am vrut să verific dacă știe despre ce trupă e vorba. Mau, cred că Hiena știe și cum se numeau, care erau poreclele. Hai că nu ești chiar așa de outsider pe zona asta muzicală. Răspuns corect, Animal X, ai câștigat ediția Gabriel. Culmea, contrebare muzicală. Dacă organizăm o ediție specială, fii alături Stan. De Alexandra Stan aici în studio? Da, bineînțeles. Bine, ok. Să-i o mulțumesc să pentru... un disc, dacă... Până la urmă, ai câștigat. Sorin. Cooptatul ăla a fost un pic problematic, dar ai ajuns la final. Puteai să câștigi această ediție la fel de bine ca și Gabriel, care de fapt a și câștigat-o. Bun. Te mai așteptăm, pentru că avem nevoie de concurenți buni ca tine. O să-ți adresez o întrebare. Câștigă România! De unde-și are raiul lumina? Știu. Îl luminează iadul cu flăcările lui. Spuneam volumul Poemele Luminii în 1919, Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Marin Sorescu, Petre Ispirescu. Lucian Blaga, desigur. Lucian Blaga a răspuns corect și te felicităm, domnule, 400 de lei și această carte frumoasă, Istoria civilizațiilor în 1000 de obiecte. Mi-a părut bine și te mai așteptăm. Ciao. Mulțumesc. O experiență deosebită care nu poate fi descrisă în întregime în cuvinte. Invit pe toți cei care doresc să o cunoască să vină în platou alături de o echipă dedicată care m-a făcut să mă simt mult mai relaxat decât înainte de a veni aici. Și nu în ultimul rând,
câștigă România este probabil ultimul bastion al culturii generale în televiziunile din peisajul media românesc. Gabriel Sirean, câștigătorul de astăzi, ne spune două cuvinte. Mulțumesc. Să începem atunci runda a treia la Câștigă România. Cu ce începem, domnule? Un județ. Brașov. Plecăm din Brașov. Avem 3 minute. Primele 6 întrebări cu răspuns corect îți dublează suma, dar asta știi. De asta te-aș sfătui să te gândești bine, să nu te pripești la primele întrebări. 3 minute, cronometrul pleacă acum. Președintele COR Mihai Covaliu a fost în anul 2000 campion olimpic la... Florete, echipă. Sabie individual, n-am început rău, dar prost. Jovial, tonic, expansiv, Horia Brenciu cântă Când ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima. Răspuns corect. Județ. Sibiu. Sibiu. 2 ani au lucrat sticlarii acestei fabrici din Mediaș la candelabrele Palatului Parlamentului. Vitrometan. Corect. Județ. Mureș. Mureș. Pe stema județului se află un obiect de bronz făurit în epoca fierului. Tibula de la... Sărmaș. Suseni. Județ. Alba. Județul Alba. Ținutul de poveste descris de Sadoveanu în opera sa Valea Frumoasei se referă la Valea... Sebeșului. Sebeșului. Județ. Hunedoara. Din Hunedoara vine întrebarea următoare. Exponatele de la Muzeul Aurului din Brad provin în principal din... Munții Apuseni. Corect. Județ. Vâlcea. Județul Vâlcea. Are o suprafață de peste 20 de hectare și este cel mai mare parc balnear realizat în 1930 la... Băile Govor. Corect. Județ. Argeș. Conacul Arefu este casa memorială a întemeitorului operei române din capitală, George... Ștefănescu. Corect. Județ. Dâmbovița. Din Dâmbovița vine întrebarea. În vizita la București, Goie e însoțit de mamare, mamița și... Tantimiță. Tantimița. Județ. Prahova. Acest avocat a redactat Constituția de la 1938 la rugămintea lui Carol al II-lea. Nicolae Titulescu. Istrate Micescu. Județ. Buzău. Nu prea mai avem timp și dacă ai și zis Buzău, e clar că trebuie să ne oprim, pentru că Buzăul nu era unul dintre județele pe care le puteai alege. Trebuie să facem niște calcule, să vedem cât ai câștigat astăzi și în cele două ediții în total. Dacă ai început această rundă cu 1000 de lei, ai 7 răspunsuri corecte și 3 greșite, asta înseamnă în total 1400 de lei în această ediție. Sper să fii și mai bun de data viitoare, adică mai bun decât să câștigi o ediție, ce să zic. Da. Cine știe ce concurenți ai avea pe lângă. Ai avut concurenți buni alături de tine, un câștigător și un concurent pe care îl mai așteptăm și îi mulțumim. Ne vedem data viitoare, o seară frumoasă în continuare, dar până data viitoare, ce aveți de făcut știți cu toții. În primul rând, puneți una pe carte, că nu urzi. Noapte bună! Mâine, la Câștigă România. Ești pe scenă? Ești. Da. Ești la televizor? Sunt. Să ajungi într-un moment ca asta la televizor, pe scenă,
să nu profiți? Lasă-mi toamnă pomii verzi, uite ochii mei să-i crezi. Superb, superb. Asta e varianta finală? De ce să râdeți? Că nu e un motiv de râs. Eu am trecut printr-o traumă atunci. Câștigi tu, câștigă România.